președintele organizației municipale a Partidului Social Democrat. Bună ziua, bine ați venit, domnul Popescu. Salut, bine v-am regăsit. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de astăzi. Iată, vine după ce ieri a avut loc ședința de Consiliul Local, o ședință cu scântei, spunem noi, și nu cred că exagerăm când folosim acest termen, deoarece au fost câteva proiecte controversate pe ordinea de zi. Pe de o parte este cel legat de numirea acelui acelui administrator public, city manager, așa mai în termeni englezi, sau și cel al doilea se referă la aprobarea statutului acelui club municipal care să aparțină Târgu Jienilor. Ambele proiecte au picat și asta pentru că dumneavoastră și de la Partidul Social Democrat, de la ALDE și cei de la PSRO au votat împotrivă. Înainte de toate, domnule viceprimar, vreau să vă rog să explicați un pic votul dumneavoastră din Consiliul Municipal. Referitor la City Manager. Da. Ați folosit un termen destul de dur, scântei. Nu, eu le-aș spune pur și simplu dezbateri, discuții pe tema unui subiect care a fost dezbătut în ultima perioadă de timp destul de mult, atât în ședințele de comisii la Consiliul Local, cât și în spațiu public. E adevărat că am trecut în revistă așa câteva idei care s-au vehiculat în spațiul public, idei care nu mi s-au părut nici de departe fericite pentru domnul primar Romanescu Marcel și care chiar i-au adus unele de servicii. Și aici am ținut să subliniez una dintre variante aceea, acum că domnul primar Marcel Romanescu ar avea nevoie de o persoană lângă domnia sa pentru că este singur. E bine, nu mi se pare corect să se spună acest lucru atâta timp cât în primăria municipiului Târgu Jiu, pe lângă domnul primar, mai există și doi viceprimari și un întreg aparat care funcționează și care dorește să pună în aplicare toate ideile cu care vine domnul primar, domnii viceprimari sau oricare dintre noi, idei și proiecte și investiții care să vină în sprijinul cetățenilor municipiului Târgu Jiu și pentru confortul pe care îl dorim noi cetățenilor orașului nostru. După care s-a venit cu o altă idee, cum că domnia sa își dorește acest administrator public pentru a coordona societățile pe care primăria le are în subordine și la care este acționar unic. Iarăși am ținut să precizez un lucru cât se poate de normal, și anume acela că aceste societăți au consilii de administrație, au adunări generale a acționarilor care funcționează, lucrează și care periodic trebuie să dea toate informațiile și toate lămuririle, precizările vis-a-vis de modul în care funcționează aceste societăți și vis-a-vis de modul în care se cheltuie fiecare leu pentru a rezolva lucrările pe care le au în sarcina lor. S-a făcut trimitere la faptul că se dorește acest administrator public pentru a se ocupa de problema fondurilor europene și atragerea de fonduri europene. Și aici trebuie să subliniez un lucru la fel de important ca și celelalte numerate puțin mai devreme, și anume avem un birou programe care se ocupă inclusiv de acest domeniu. Avem o doamnă șef de birou, doamna Șuță Corina, care îndeplinește cu foarte mare seriozitate și a dat dovadă de foarte problemelor care sau pe care le-am avut în municipiul Târgu Jiu a fost una serioasă și fiecare și-a adus aportul acolo unde trebuia să-și aducă aportul. Mai sunt și alte posturi în acea organigramă. Nu au fost ocupate. Oare de ce? Atunci ce facem? Ocupăm posturile doar pentru că există într-o organigramă? Am mai stat de vorbă cu colegii din primărie care au spus același lucru. E bine să avem grijă când cheltuim banii, banul public, da? E bine să avem grijă ce anume aprobăm și ce nu aprobăm
pentru că este vorba de bani care vin din buzunarul nostru al fiecăruia. Deci până în campania electorală se spunea că se risipește banul public, acum, după campania electorală, nu avem voie să mai facem nicio analiză atunci când e vorba de cheltuirea banului public. Deci trebuie să rămânem pe aceeași lungime de undă, trebuie să rămânem la fel de atenți și înainte de campaniile electorale și după campaniile electorale vis-a-vis de cheltuirea, modul în care se cheltuie banul public. Același lucru, sau, mă rog, ceva asemănător, vă pot spune că a avut loc vis-a-vis de postul de arhitect șef. Domnul primar Marcel Romanescu m-a consultat vis-a-vis de acest post și am fost întru totul de acord cu domnia sa să scoată la concurs acest post, care este necesar în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, pentru o altă viziune, pentru o altă deschidere. Nu mă întreabă nimeni de ce am fost de acord cu acest post să fie scos la concurs. Iată pentru ce. Acolo unde este nevoie, am fost de acord că este nevoie să avem un suflu nou, altceva. Nu cred că este o problemă pentru anul 2017 postul de administrator public. La începutul anului 2017, Consiliul Local, din care făcea parte și domnul Marcel Romanescu în calitate de consilier, a aprobat pentru acest an un program de lucrări edilitar-gospodărești, de investiții și alte lucrări, inclusiv funcționare, pentru acest an. Tot ce am prevăzut în acel program a fost bugetat pentru anul 2017. Ce altceva poate să aducă nou un administrator public în acest moment? Acestea au fost întrebările pe care le-am pus și la care noi așteptam niște răspunsuri și argumentări foarte serioase. Mi-apare un tema populist legat de numirea unui administrator public. Toate argumentele conform cărora nu s-a stabilit exact ce se face acela din treaba lui. Ce nu prea relativă asta cu funcție de specializarea pe care o are o persoană și treaba pe care va trebui să o găseze pe cea largă prea îngăduitorii de la primărie cu așa. De altă parte, acel Romanescu este acuzat de faptul că nu face lucrurile așa cum a promis că le va face anii actuali. Și nu vreau să vedem. Și și părere care ne învăță să fim mai îngăduitorii. Avem de plată. În situația în la viceprimar, pentru că cineva a spus că nu se dorește acest post pentru că viceprimarii pierd din atribuții. Total fals. Eronat. Greșit. Nu știu. Eu nu știu că am o fișă a postului, am niște atribuții pe care am niște dispoziții. Foarte bine. Eu nu pot decât să mă bucur. Aș avea cu cine să mă consult. Da? Deci, cred că mă consult permanent. Colegul meu de Tudor, colegii din primărie, fără nicio problemă, șefii. Atunci când e caz. Deci, avem un consiliu local. Avem un consiliu local care este sau reprezintă legislativ în acest oraș. Consiliul local ia niște decizii. Primarul și aparatul primăriei trebuie să execute, da? Este reprezintă executiv. Deci nu trebuie să facă nimic altceva decât să se consulte cu viceprimarii. Sunt primării în țară care au acest administrator public, dar sunt foarte multe primării care nu au acest administrator public. Deci, nu, ce apar aceste, până la urmă se reducere dacă tot spune că nu avem primar. Adică avem administrator public. Dar eu n-am spus că nu avem. Nu sunt persoană, ci sunt un colegul de la altă. Așa, noi nu avem primar, înțelegeți? Dacă este așa, trebuie să nu. Niciodată. Local, trebuie să preluăm proiele municipiului, pentru că nu avem primar. Niciodată Aurel Popescu nu a spus acest lucru. Iar în Popescu, da. Chiar în ceea ce privește votul politic, eu pot să spun următorul lucru. Nu putem vorbi de un vot politic atâta timp cât abținere de la acest proiect de hotărâre au fost de la PSD,
ALDE, PSRO și PMP. Singurii care au votat pentru acest proiect de hotărâre au fost colegii domniei sale de la PNL. Deci nu se poate spune că a fost un vot politic, atâta timp cât 4 din cele 5 partide care sunt reprezentate în Consiliul Local au votat s-au abținut de la acest proiect de hotărâre. De ce vot de abținere? Poate că cineva se întreabă de ce nu am fost împotriva acestui proiect de hotărâre. Și acum a făcut domnul Pet. Noi, toți ceilalți, cei care ne-am abținut, am considerat că nu a fost foarte bine argumentat acest post sau acest proiect de hotărâre. Și atunci am zis, lăsăm deschisă această șansă, lăsăm deschis această temă, pentru ca pe viitor, în situația în care se vine cu argumente serioase, să putem relua această discuție. Nu suntem împotriva, efectiv împotriva unui administrator public la primăria municipiului Târgu. Niciodată n-am fost. Pentru că am... Ar fi un paradox în momentul s-a votat organigrama care cuprindea acest post. Acum să spuneți nu, că nu s-a numai... Că e un paradox. Deci situația a fost la Polari, da? Paradoxul primăvară a fost bine că am primit de la Alba Iulia. Deci uite, acum nu mai este ok. N-a fost bine pentru noi, pentru ei. Pentru ei. A fost bine în primăvară și a fost o chestie... Nu, iarăși... Dă bine în fața târgucenilor, cum ne spune, de acolo să ne aducă cineva deșeurile la mea discuție, de ce să făcăm în chestia asta, asta înseamnă că asta face ca imagine de bine. Ca decizie, e... v-ați contrazis. Nu, corect, foarte corect. Ce s-a cerut în acel proiect de hotărâre și poate că era bine... Completarea sau, mă rog, nu, era bine să am proiectul de hotărâre în forma care a fost supusă votului, să vedeți ce s-a solicitat acolo și mai departe ce s-a consemnat în procesul verbal. S-a solicitat ca în termen de 60 de zile să se ceară acceptul Consiliului Local și ori de câte ori e nevoie să se aducă din altă parte decât din județul Gorj. Consultarea Consiliului Local. Corect. Deci nu mi se pare deloc ieșit din comun acest lucru, cu atât mai mult cu cât în campania electorală toți contracandidații mei au folosit acea zonă în care mirosurile și deranjul pe care îl produce fiecare mașină care trece spre groapa de gunoi au folosit ca și armă această idee împotriva lui Aurel Popescu, da? Și acum, când, iată, se ia o decizie în Consiliul Local, cei care au folosit arma nu mai recunosc că a fost armă și vă spun că doar a fost un foc de paie. Haideți să fim serioși. Bine, aștept să vă întreb altceva. Relația noastră cu Aurel, cu Marcel Romanescu, care este? În alt vorbit, vă așezați la masa discuțiilor înainte de cuvintele de Consiliul Local, când a avut o idee dumneavoastră, domnul Romanescu care o idee discutați despre aceste lucruri, există dialog în primăria municipiului de Sfântă, cu dezică de deci deschis vă răspund și cât se poate de sincer și lucrul acesta poate fi verificat. Imediat după înveștire, domnul primar ne-a chemat la domnia Sandirou, am fost eu și colegul meu Adi Tudor, am purtat o primă discuție și am fost asigurat de către domnul primar că toate proiectele de hotărâre care se vor emite vor fi discutate cu noi doi, deci în formula de trei, întotdeauna, în fiecare lună, înainte de punerea lor în discuție. Dacă domnia sa își dorea acest lucru, cu mare drag. Da. Nu s-a discutat așa cum ne-am angajat cu toții la început. În nicio lună nu au fost discutate și luate la rând proiectele de hotărâre, fiecare în parte,
pentru a se vedea care este punctul de vedere al lui Popescu, al lui Tudor, al lui Romanescu, vis-a-vis de fiecare proiect pe care coordinat. Mai mult n-am ce să vă spun, deci, pentru că ăsta este purul adevăr. În momentul de față, nici nu am luat de zi pe primar, nici am luat de zi pe primar, practic nu vă respectați înțelegerea. Nu, eu nu spun că este vina domnului Romanescu, eu am spus care a fost discuția noastră inițială. Mai departe, vă pot spune că eu cu Adi Tudor discutăm aceste proiecte de hotărâre înainte de Consiliul Local. E normal, este colegul meu, sunt proiecte care ne interesează, sunt proiecte care interesează Târgu Jiu și municipiul Târgu Jiu și pe cetățenii municipiului Târgu Jiu. Ne-am luat un angajament, am depus un jurământ și îl respectăm până la capăt. Mai departe, rămâne ca peste ani cetățenii să judece dacă am ținut cont de aceste lucruri sau nu. Dar în ceea ce mă privește, în fiecare lună, eu și colegul meu, Adrian Tudor, ne așezăm la masă și discutăm fiecare proiect de hotărâre în parte. Care vinea pentru proiectul de hotărâre, care vinea în completarea lui, care va aparține de înființarea subului port municipal, ce a fost în regulă? În neregulă nu a fost nimic, pentru că era rezultatul unor îndelungi discuții, așa cum s-a stabilit în ședințele de comisii, a unei comisii formată din 5 consilieri de la fiecare partid, câte un consilier, și aparatul de specialitate al primăriei. De ce s-a ajuns la această situație? La primele ședințe de comisii a apărut pe lângă regulamentul de funcționare și organizare care a fost înaintat de către inițiatorii primului proiect de înființare a unui club sportiv municipal, a mai apărut un proiect de hotărâre de înființare a unui alt club sportiv municipal. Lucru care ne-a bulversat puțin. Și atunci, cu toții cei care eram prezenți în sala de Consiliu Local, am hotărât să lăsăm la o parte orice orgoliu, orice discuție în contradictoriu, să nominalizeze fiecare formațiune politică un membru, grupul de 5 să lucreze la un regulament comun din cele două variante de lucru, regulament care să fie înaintat Consiliului Local, să fie asumat de tot Consiliul Local și să fie baza viitorului club sportiv municipal. Zis și făcut. S-a format acea comisie, s-a întrunit comisia, așa cum s-a stabilit la ora la care s-a stabilit în primărie, în biroul meu, am început să lucrăm. Am lucrat timp de peste 3 ore. Cu aparatul de specialitate, fiecare consilier cu ideile lui, cu temele lui, cu cele două variante de lucru în față. E bine, surpriza a fost uriașă ziua următoare. La ce mod? Deci acest lucru, solicitarea de constituire a acestei comisii a fost mat. Miercuri ne-am întâlnit, am lucrat pe forma care trebuia să, și care a rămas forma finală a regulamentului. Joi aveam din nou ședințele comisii. Joi, când am venit la ședințele de comisii, în mapă, aveam atât regulamentul rezultat în urma discuțiilor noastre, cât și forma veche a proiectului de hotărâre privind constituirea unui nou club sportiv municipal. Lucru pe care nu l-am înțeles. Și, firesc, a trebuit să-l lămuresc. Am spus personalului de la administrația publică locală, de la birou, le-am atenționat că s-a comis o eroare. Este în continuare acel proiect în mapele consilierilor. Bineînțeles că mi s-a răspuns foarte serios, nu, acest proiect de hotărâre rămâne în continuare în mape.
Am întrebat care este rostul, atâta timp cât s-a constituit o comisie și a lucrat acea comisie așa cum au stabilit consilierii. Dorința domnului primar. Ok. Dacă domnul primar, bineînțeles, noi am luat-o ca atare. Nu, dorința noastră a fost aceea de a găsi o formă în care să îndepărtăm orice discuție vis-a-vis de cine a făcut și ce s-a făcut. Ce nu a înțeles? Da. Cred că e bine să-l invitați la o emisiune, să-l întrebați. Nu știu, eu vin cu mare drag ori de câte ori. E posibil. Da. Înseamnă că ceva nu a înțeles. Nu știu ce nu a înțeles. Avea timp cât consilierii au stabilit un lucru și consilierii au stabilit să se constituie o comisie care să lucreze pentru un regulament de funcționare și organizarea unui club sportiv care fusese deja votat cu o lună înainte, nu-și mai era rostul un alt proiect de hotărâre privind constituirea sau privind înființarea unui club sportiv municipal. Probabil cei pe care i-a consultat domnia sa nu i-au adus la cunoștință toată asta. Deci, domnul, de ce să-l domnul Roman? De ce de experiență, neseriozitate, rea intenție, acțiune politică? Deci la ce să ne gândim? Pentru că toate informațiile vin din toate aceste direcții și presupun că destul de greu să selectăm varianta corectă. Exclud total varianta aceea vis-a-vis de experiență, pentru că domnia sa întotdeauna ne-a spus tuturor cu subiect și predicat că are experiența necesară, atâta timp cât a fost ani de zile sub prefectul acestui județ și a avut și un mandat de parlamentar. Deci nu pot să cred că domnul Marcel Romanescu poate fi învinovățit sau bănuit de lipsă de experiență. Nu, domnia sa are experiență. Nu trebuie să fac nimic altceva decât să o pună în practică. Aici este vorba de practică, este vorba de angajament, este vorba de tăria de a lua decizii. Aici trebuie să fii permanent, 24 din 24, să fii prezent. Foarte greu te poți rupe de activitatea din primăria municipiului Târgu Jiu, pentru că orașul Târgu Jiu, municipiul nostru, este un oraș viu, un oraș care trăiește 24 din 24. De multe ori, mulți dintre cunoscuții și prietenii mei îmi spuneau de ce începeți voi dimineața la 5.30, 6, 6.30 și terminați seara târziu. Pentru că orașul are nevoie de noi. Indiferent ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu, cei care sunt în fruntea acestei instituții trebuie să fie prezenți, trebuie să fie în fiecare colț al municipiului Târgu Jiu să se simtă prezența lor la orice și pentru orice se întâmplă aici. Și să știți că am subliniat și am să subliniez permanent acest lucru. Avem o echipă extraordinar de bună, o echipă care este formată pentru așa ceva. Că au fost evenimente plăcute sau mai puțin plăcute, e bine, acea echipă a știut să răspundă prezent indiferent la cine a fost la conducere și la solicitarea cui a făcut acest lucru. Nu s-a ținut cont că a sunat primarul sau viceprimarul sau unul din directorii de la direcții sau unul din directorii de la societăți. Atunci când am avut o problemă de rezolvat, imediat s-a mobilizat toată lumea și am rezolvat problemele. Dar trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. Nu trebuie să-i tratăm pe oameni ca pe niște sabotori. Eu am refuzat să cred ce am ascultat în toată perioada de timp trecută vorbindu-se vis-a-vis de oameni din primărie. Cum că sabotează pe nu știu cine, cum că nu îndeplinesc nu știu ce dispoziții. Nu știu. Eu nu... Pe față, declarații care fiți pe direcția asta vin. Toți ne bagi din mâine, îi pune în bețe în roate, în special în a lua de anumite, sau de a avea acces la anumite locuri din specifici. Dar a cerut el public, domnule. A cerut și am... Cine sunt cei care fac și aștept acel răspuns. Aștept acest răspuns pentru că nu este normal și nu este firesc. Cel care vine cu o astfel de acuză trebuie să vină și cu niște argumente.
cum poți să acuzi niște oameni că nu-și fac treaba foarte serios și că nu răspund, în fața șefului direct? Cum poți să vii cu astfel de acuze fără să argumentezi? Cum? De ce? Da. Bun. O să trecem imediat și la chestiune legată de partid, pentru că toate câte lucruri se întâmplă foarte interesant în momentul, în perioada aceasta, dar vreau să vă întreb. Leslie, cum poate domnul primar să vă tragă la răspundere pe dumneavoastră în situația în care nu v-ați îndeplini aici de serviciu, pentru că sunt cei care spun așa, domnule, dacă Aurel Popescu sau Albian Tibă nu-și fac treaba, domnul primar, într-un cadru organizat, firesc. Într-un cadru organizat, că nu se voia la bătaie. Absolut. Avem un birou permanent municipal, avem un comitet executiv al municipiului Târgu Jiu, avem un birou permanent județean, avem un comitet executiv județean. Deci sunt etapele care trebuie să parcurse, indiferent de ce se întâmplă și în viața politică. Noi suntem foarte bine organizați, avem o comisie care se ocupă de toate aceste lucruri, de contestații. Sunt câteva persoane care interesau fost băgat în contă de susținerea primului ministrului serviciu. S-a întâmplat, s-a ajuns la vreun rezultat, la concluzie, raport? Cred că, da, știu că a fost purtată o discuție sau chiar a avut loc, da. Chiar a avut loc acea întâlnire a Comisiei de Disciplină vis-a-vis de faptul că domnul Marian Rotaru a avut după program personal de la direcția pe care o conduce la domnia sa acasă. În ceea ce mă privește, am spus-o și atunci și o spun și acum în împotriva multor idei a altora. Și eu argumentez, în afara programului, fiecare e liber să facă ce crede de cuvință. Dar când ești condiționat de chestia asta, apare problemă. E greu de... Mie pentru un director să nu evite astfel de situații. E adevărat, e greu. E greu de... nu neapărat de explicat. De venit cu argumente în acest sens. Cine nu vrea să facă un lucru, nu pot să-l oblig. Indiferent ce șef sunt eu sau cât de șef sunt eu în primăria municipiului Târgu Jiu, n-am să pot obliga pe nimeni să poate facă ceva împotriva voinței. Nu știu, intrăm într-o direcție care chiar nu vreau să... Dar știu că a primit o mustrare, cu toate că, în ceea ce mă privește, v-am spus, ideea că aceste lucruri s-au întâmplat în afara programului, chiar îl disculpă pe domnul Rotaru, da. Nu iau apărarea nimănui, dar e punctul meu de vedere. Comisia și-a făcut treaba, i-a dat o mustrare și cred că domnul Rotaru a luat act și de acum încolo se va comporta în continuare. Regulă. Vorbim despre ceea ce se întâmplă la Partidul Social Democrat. S-a revenit din parolul subsumarul asupra declarației, tot de proceduri pe care nu o reiau acum. Am văzut că care este subiectul acesta, dar vina dumneavoastră a fost reconfirmat prin vot de încredere. A acordat pe colegii dumneavoastră să contestați de altă, în numele biroului Comunului Social și ziua de mâncare. Deci, nu e ok. Noi am spus foarte clar, rupele se spală în bucătăria proprie. Niciunul dintre colegii mei nu a mai apărut. E adevărat, a fost o perioadă scurtă în care s-a trecut peste niște principii pe care le-am avut noi, social-democrații, dar lucrurile au reintrat pe făgașul lor normal. Probabil această afirmație a domnului George a fost în perioada aceea când lucrurile se pasă de sub control. Acum nu cred că domnia sa și-ar mai exprima o astfel de părere, pentru că altfel eu nu aș putea face nimic altceva decât să-l invit în cadrul organizat al municipiului Târgu Jiu, al organizației municipale a Partidului Social Democrat în Târgu Jiu, și să-și spună părerea acolo, în acel cadru organizat.
E adevărat că din numărul destul de mare al membrilor prezenți la acea ședință, cred că 90% din birou a fost prezent atunci la ședință, o singură persoană s-a abținut, argumentat, mă rog, la întrebările pe care persoana respectivă le-a pus, i-am răspuns cât se poate de deschis în fața biroului, deci s-au lămurit lucrurile și totuși a avut părerea personală pe care am respectat-o și o respect în continuare. Domnul George, dacă are ceva să transmită, transmite în cadrul organizat, în cadrul biroului permanent municipal. Nu ne spălăm rufele în afara partidului. Punct. În ceea ce mă privește, eu am spus-o acolo și urmarea discuțiilor pe care le-am avut cu colegii, că îmi doresc să continui întărirea echipei PSD Târgu Jiu, o reorganizare a întregii organizații PSD Târgu Jiu. Am cântărit foarte serios punctele sensibile unde am avut de suferit în timpul alegerilor parțiale din iunie 2019. Am localizat aceste puncte nevralgice și sunt convins că împreună cu echipa PSD Târgu Jiu vom reuși să găsim soluții pentru a depăși aceste probleme. Ne așteaptă 2019 cu două tururi de alegeri europarlamentare și prezidențiale. Europarlamentarele vor fi definitorii pentru noi, pentru că ele vor fi semnalul pe care îl vom avea pentru alegerile prezidențiale din decembrie 2019. Noi trebuie să ne întărim, trebuie să găsim cele mai bune soluții ca acele mici fisuri să fie total rezolvate și îndepărtată orice problemă vis-a-vis de susținere și vis-a-vis de prezența pe care trebuie să o aibă reprezentanții noștri și susținătorii noștri la urne și îmi doresc împreună cu echipa să avem rezultatele pe care le-am avut permanent pe scena politică în Târgu Jiu. Să câștigăm lejer atât europarlamentarele cât și prezidențialele din 2019, iar pentru 2020 am spus-o și mai spun. Aurel Popescu, degeaba se încearcă acum să se arunce pe piață. Vai, Aurel Popescu e nebunit după încă un mandat, în 2020, încă o candidatură. Nu sunt decât niște petarde aruncate pe piață de către oameni care nu găsesc alte subiecte și nu au idei pentru a discuta pe idei aici, în Târgu Jiu. Idei care interesează cetățenii și Târgu Jiul. Aurel Popescu se pregătește sau își pregătește. Aurel Popescu luptă alături de echipă. N-am discutat absolut nimic despre nicio candidatură, nici măcar despre candidatura pe lista de Consiliu Local în 2020, pentru că prioritatea noastră absolută acum este reorganizarea. Prioritatea noastră absolută acum este concentrarea de forțe. Să găsim cele mai bune soluții ca organizația municipală a Partidului Social Democrat din Târgu Jiu să fie aceea puternică și să câștige bătăliile politice. Cum explicați faptul de care arunc pe care din faptul politică în N-aș putea să explic decât într-un anumit fel. Am văzut și eu în anumite momente, în anumite zone câteva astfel de petarde. Am folosit termenul, îl folosim în continuare. E posibil să fie oameni nemulțumiți care nu se regăsesc în organizație, dar eu mi-am făcut datoria și am invitat întotdeauna într-un cadru cât se poate de oficial. Biroul nostru de la organizația PSD Târgu Jiu a fost întotdeauna deschis. Iar în ceea ce mă privește, cred că consider că mi-am făcut datoria și am avut grijă să discut la fel cu toți membrii de partid, indiferent de poziția pe care o au.
Lucrurile astea le pot confirma sau infirma colegii din partid. La fel, indiferent că sunt simpli membri sau oameni din conducerea organizației municipale. N-am ținut cont că este femeie sau bărbat, n-am ținut cont că este tânăr sau senior. Toți suntem egali și cu toții trebuie să tragem în aceeași direcție. Excludeți candidatul în 2020? Dați-mi voie, așa cum am discutat și cu colegii mei, să ne abținem cel puțin pentru 2017, 18 și 19 pentru orice discuție vis-a-vis de candidaturile pentru 2020. În regulă, credeți că reorganizarea pentru că s-a făcut despre evaluarea organizației municipale membrilor a discutat despre măsuri care trebuie să fie luate? Cultura din care poate nu ne-a tratat și nu s-au dat ultimul vot la alegerile parțiale. S-a întâmplat lucrurile acestea, domnule președinte, pentru că nu astfel n-am putut. Da, s-a întâmplat acest lucru atunci, la acea ședință, iar în ceea ce îi privește pe cei pe care, despre care ați vorbit, se auto-exclud. Fiți convinsă că cei care nu au fost alături de noi în iunie 2017 nu își vor găsi nici de acum încolo poziția cea mai comodă în organizație. Cu atât mai mult cu cât colegii mei au avut tot felul de semnale pe care le-au verificat, au tras semnale de alarmă, deci lucrurile astea nu rămân neobservate. Lucrurile astea, chiar dacă se închide rana, cicatricea se vede mai departe în timp. Sunt lucruri care ne-au durut și ne dor pe fiecare dintre noi, dar trebuie să strângem din linii și să mergem mai departe. Deci, asta se poate lui. Cine a prea spate, poate și poate la alții, sau cum ne-a vrezat de asta, să ne vrei să ne facem lucruri. Foarte frumos. Mersi așa ca cuvânt așa de activitate, pentru că care v-au dat de încredere, a fost și ăsta care se făcut în încă vot, să vă trebuie să fără în falta. Sau sus trebuie. Deci nu am avut decât o abținere, restul, toată lumea a fost pentru. Deci o singură persoană s-a abținut. Foarte interesantă situația. Și eu să știți că am apreciat foarte mult persoana care s-a abținut de la vot, pentru că a fost un om sincer, demn, mi-a cerut niște explicații, le-am dat, colegii mei au confirmat ce am spus eu, s-a abținut foarte bine, dreptul domnului. Un semn de democrație. Să știți că e un om pe care îl apreciez pentru sinceritate și pentru Alin Rădulescu. Foarte bine. Păi. Recunosc că știam, dar mă că vă spun dumneavoastră. Spuneți-mi, la organizația județeană, cum vă descurcau lucrurile? A fost niște declarații, făcute în contradictorii cu de parte pe domnul Florințe Frumos și domnul Trebăr. Și de altă parte, pe dumneavoastră și domnul Florințe Frumos. Acum, ce să înțelegem? Că domnul iarăși va trebui să fac trimitere la acea perioadă în care lucrurile parcă ieșiseră din făgașul lor normal. Adică au revenit acum. Totul a revenit. Totul domnul este corect. Primarul nu vrea să mai organizeze alegeri. A liniștit toate apele. Este bine că nu se organizează alegeri la organizația județeană și la municipiu până în 2020. Dacă ținem cont de perioada scurtă pe care o avem până la alegerile europarlamentare, da. E bine. Să știți că orice organizație se clădește în perioade lungi de timp. Fiecare membru pe care îl aduci trebuie foarte bine întărit și așezat acolo unde este loc. E bine, noi avem o echipă foarte bună, o structură foarte bine aranjată în municipiul Târgu Jiu. Faptul că au fost câteva fisuri care, vă spun sincer, nu m-au încântat și nu mi-au adus nici de departe decât nemulțumit. Probabil lucrurile astea au venit și urmare a activității foarte îndelung avute în ultima perioadă. Au fost alegeri unele după altele,
și au fost activități atât de multe, unele după altele, încât la un moment dat oboseala și a spus cuvânt. Ei bine, eu am zis-o de departe că probabil acest lucru a fost unul destul de apăsător pentru noi, locale, parlamentare, rezidențiale, înainte și acum parțiale. Deci la șase luni, alegeri. Echipa, e adevărat, a avut câteva momente de slăbiciune care au fost foarte bine speculate și gestionate de adversari. M-am zis foarte bine, că în măsura în care din cunoștințele mele. Eu nu n-am discutat niciodată cu domnul Marcel Romanescu. Iar iar dintre colegii mei nu văd pe cineva care se poate ceva discuții vis-a-vis de o potențială atragere a domnului Stale, a domnului Romanescu în PSD, fără știrea noastră. Domnul Florinică Primaru l-a citat pe domnul Romanescu de PSD. Și duminică, în jurul prânzului, am avut o întâlnire cu domnul senator Florin Cătumaru, am discutat foarte multe lucruri. Firesc, am discutat și despre proiectele de hotărâre pe care le aveam în mapă la Consiliul Local. I-am spus și domnului senator Florin Cătumaru care sunt ideile, care sunt argumentele noastre, nu doar ale mele, ale lui Horel Popescu. Și, firesc, domnul Florin Cătumaru a spus că facem tot posibilul ca lucrurile să fie cât se poate de tranșant, în sensul că e bine să avem grijă ca atunci când votăm împotriva unui proiect de hotărâre sau ne abținem la un proiect de hotărâre, să argumentăm la rândul nostru aceste lucruri pentru a nu crede cineva că noi nu facem nimic decât să încercăm să oprim anumite intenții ale primarului Romanescu. S-am asigurat de acest lucru, i-am spus care sunt argumentele pe care le aveam vis-a-vis de proiectele de hotărâre pe care și dumneavoastră le-ați analizat acum și a fost de acord că mai trebuie lucrat la aceste proiecte de hotărâre. Și în viziunea domniei sale, funcția de administrator public nu și-a dat rostul, cel puțin în acest moment, mai ales urmare a celor 16 ani și jumătate în care domnia sa a fost primar și în care n-a avut nevoie de un administrator public, iar lucrurile au mers foarte bine. Cu mare drag. Cu mare plăcere, sigur. Mulțumesc pentru că ați venit la audiție.